Deja ideea să fii la dietă îți vine așa o anxietate incredibilă. Și spune mereu, o să încep de luni. Care luni? Din care an? Din care lună? Și odată ce intri la dietă, se întâmplă ceva. Ceva foarte ciudat. Renunțăm la... De ce oare facem această mare prostie care ne duce după aia la 3 zile să renunțăm la dietă? Pentru că lipsa de carbohidrați nu ajută celulele creierului nostru. Creierul nostru are nevoie de carbohidrați. Și noi, greșeala așa mai mare, renunțăm la pâine, la pastă, la tot ceea ce e carbohidrat. Și după 3 zile mai avem puțin și o mâncăm pe mama, pe soțul, pe soția. Carbohidrații nu sunt răul pe pământ. Carbohidrații, dimpotrivă, e un bine pentru organismul nostru. Deci nu renunța la carbohidrați. Mănâncă mai puțin. Trebuie să preferi carbohidrați cu integral, menu rafinați, care nu au un conținut de zahăr alb. Dar carbohidrații nu sunt răul. Bună tuturor, eu sunt Jelena și bine ați venit pe canalul meu. La câți dintre voi s-a întâmplat să aibă durere de cap, să se simtă descurajat, să gândească, of, Doamne, nu o să pot să reușesc să duc această dietă până la sfârșit? Lăsați-mi în comentarii povestea voastră sau senzațiile pe care le-ați avut. Așa reușim toți împreună să înțelegem unde este problema cea mare atunci când se începe o dietă. Asta este, nu știu cum să spune românește, teza mea de doctorat și este modelul alimentației în diferite vârste și condiții clinice. După ce am învățat atât de mult și am făcut atâtea recherche, atâtea căutări și atâtea cărți citite și atâtea studii științifice, pe care am citit și m-am informat, am ajuns la o singură concluzie, una singură, și anume că la baza succesului, la baza sănătății, la baza împlinirii de sine este alimentația. Nu există om pe pământul ăsta care să aibă succes fără să fie un om care are o viață sănătoasă. Deci nu aspirați la pilula aia miraculoasă, la ierburile alea care spun că vă ajută să slăbiți, pentru că este o minciună, vă ia doar banii. Singurul lucru pe care puteți să-l faceți este să spuneți, ok, eu vreau să am succes, eu vreau să fiu cineva, eu vreau să fiu sănătos. Începe de la alimentație. În societatea de astăzi avem o mare problemă și anume faptul că suntem înconjurați de milioane de diete, de mii de diete care ne promit minunea. Minunea nu este dieta, pentru că toate dietele funcționează, toate sunt făcute în așa mod încât să ai un deficit caloric în ceea ce consumi tu prin metabolismul bazal și activitatea fizică și slăbești. E imposibil. Oricare dietă e făcută să slăbești. Problema unde este? Este atunci când trebuie să fii constant, să o duci la capăt, să o ții toată viața. Chestia este că cu anumite diete, de exemplu, ce știu eu, una proteică, nu poți să o porți la capăt toată viața, pentru că suntem înconjurați de carbohidrați și nu o să putem niciodată să renunțăm la carbohidrați, pentru că suntem născuți în societatea în care mâncăm carbohidrați, proteine, vitamine, grăsimi, deci e imposibil. Chestia este, la concluzia la care am ajuns eu, este că e bine să mănânci un pic din toate, ca să nu duci lipsă de nimic și să reușești să fii constant. O altă greșeală pe care o facem când suntem într-o dietă este aia de a renunța la zahăr. Eu când vă spun să renunțați la zahăr, eu nu vorbesc de zahărul
pe care îl conțin fructele sau anumite verzituri sau legume. Eu vorbesc de zahărul alb. Zahărul alb nu mai este zahărul ăla care vine de la sfeclă. Da, vine de la sfeclă, dar ajunge la, să fie atât de rafinat, atât de industrializat, încât nu mai are nimic din sfeclă. Zahărul alb este ceva chimic, nu mai este ceva natural. De aia vă spun, renunțați la zahărul alb, dar nu la zahăr. La zahărul pe care îl conține fructa, nu trebuie să renunțați absolut deloc, pentru că zahărul ne dă energie, ne ajută să fim mai fericiți. Ia mâncați o banană, să vedeți cum vă simțiți deja mai fericiți, pentru că sunt niște hormoni care activează și ne dă sensul ăla de binestare. Deci nu renunțați la fructe. Problema e unde este. Fructa nu îngrașă, dar cantitatea îngrașă. Deci învățați să mâncați cu cantitate mai mică, dar mai calitativ. Deci renunțați la zahărul alb. Citiți etichetele. Pe etichete găsiți ceea ce conține acel produs și vedeți dacă are zahăr alb. Nu consumați zahărul alb. Zahărul alb ne duce să avem boli pe care nu putem să le mai dăm înapoi, ca diabetul. Hipertensiunea, odată ce o ai, rinichii tăi și sistemul tău funcțional metabolic se strică. Deci încercați să aveți un echilibru, mâncați fructe, au vitamine, ne ajută la piele, ne ajută la celule, ne ajută la oase, ne ajută la orice, dar e importantă cantitatea. Deci mâncați fructe și nu renunțați când sunteți la dietă. Mai puțin, dar mai cald. Nu renunțați la grăsimi. Corpul nostru are nevoie de grăsimi. Celulele noastre au nevoie de grăsimi. Și pentru sănătate și ca să slăbim. Deci nu renunțați niciodată la grăsimi. Grăsimile sunt de două tipuri, insature și sature. Cred că spun bine cuvintele astea și sper să mă înțelegeți în ceea ce vă spun. Acele insature sunt alea bune, alea sănătoase, de care corpul nostru are nevoie. Sunt toate alea care se referă la alimente vegetale, dar și peștele, ca somonul, astea au niște grăsimi care fac bine organismului nostru. Iar cele care sunt saturi, adică care rămân pe arteriile noastre și nu vin eliminate în procesii metabolici, sunt alea de origine animală, porc și așa mai departe. Noi avem nevoie numai de alea vegetale și de alea de la pește, pentru că sunt grăsimi care ajută celulele noastre să trăiască mai bine, mai lung, mai sănătos și să poată să își dezvolte procesul lor de viață și mai ales ajută la încetinirea procesului de îmbătrânire. Deci chestia nu este grăsimile fac, uleiul face rău. Chestia este cantitatea face rău. Așa cum am mai spus, în orice chestie e important cantitatea. Nu, cu cât mănânci mai mult, cu atât te îngrași și îți face rău. Anumite chestii ca uleiul, de ce vă spun eu mereu să le consumați crude? Pentru că în momentul în care le duceți într-o tigaie și îi dați foc, voi schimbați procesul chimic și calitatea chimică a acelui produs. Are un punct de ardere și schimbă funcționalitatea lui. Niște studii spun că măresc caloriile produsului care îl are în lângă. Deci ce sens are să pun niște ulei într-o tigaie știind că îmi face rău? Îl pun în farfurie cu lingurița știind că o să-mi facă bine la celule, la arterie și știind că este un gras de care corpul meu are nevoie și știind că fie eliminat după ce a făcut binele care trebuia să-l facă. Deci nu transformați substanțele pe care le folosiți, lăsați-le în modul lor natural, pentru că vă aduce mult mai mult beneficiu.
Grăsim, da, avem nevoie într-o dietă, într-o sănătate și într-o viață frumoasă.